După primarul Radu Căpâlnașiu, a venit rândul celor doi viceprimari zălăuani, Nicolae Fazacaș și Daniel Acoța, să intre în vizorul Agenției Naționale de Integritate. Inspectorii instituției au constatat că Fazacaș s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iulie 2012-26 august 2013, întrucât a deținut simultan atât funcția de viceprimar, cât și calitatea de reprezentant al municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, încălcând astfel dispozițiile articolului 83 aliniat 1 litera F din legea numărul 161/2003. În ceea ce o privește pe Daniela Coța, aceasta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2008-28 octombrie 2013, întrucât simultan cu funcția de viceprimar a deținut și funcția de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Zalău în adunările generale ale acționarilor la 3 societăți comerciale de interes local, Transurbis S.A. Zalău, 30 iulie 2008-20 octombrie 2013, Citadin Zalău SRL, 19 august 2010-28 octombrie 2013 și Uzina Electrică Zalău S.A., 23 iulie 2012-28 octombrie 2013, încălcând astfel dispozițiile articolului 83 aliniat 1 litera F din legea numărul 161/2003, susțin oficialii ANI. Potrivit unui comunicat de presă al agenției, cei doi au fost informați cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Legislația în vigoare prevede că persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică, respectivă sau încetării de drept a mandatului. În cazul în care persoana ocupă o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa din de 3 ani de la încetarea mandatului. Cei trei edili zălăuani au renunțat în cursul anului trecut la mandatele lor de reprezentanți ai Consiliului Local în adunările generale ale acționarilor la societățile la care municipalitatea este acționar ori asociat.